Salut, prieteni, sunt Horia și în clipul de astăzi vă arăt cum mi-am făcut o masă de grădină dintr-un tambur de lemn reciclat. Tamburul fusese abandonat de niște muncitori care au avut niște lucrări pe stradă și după ce și-au strâns șantierul, l-au lăsat acolo. M-am gândit să-l iau și să-l refolosesc transformându-l într-o măsuță de grădină. Pentru protejarea și conservarea lemnului față de intemperii, m-am gândit să folosesc tehnica arderii, folosită la noi în țară din cele mai vechi timpuri și, de fapt, în toate țările care au folosit lemnul. Au folosit-o și scandinavii, iar japonezii o denumesc shogiban. Tehnica constă în arderea superficială a scândurilor, tocmai cu rolul de a crea un strat carbonificat care este mai rezistent la factorii externi de mediu. Pentru ardere, eu am folosit un arzător cu o butelie de gaz, dar se poate folosi și o butelie mare, depinde de volumul de lucrări. După arderea stratului superficial, urmează o periere cu o perie de sârmă. Perierea asta are un dublu rol. În primul rând, îndepărtează particulele arse, carbonizate, și în al doilea rând, scoate în evidență fibrajul. Îl scoate în evidență nu atât ca desen, cât în relief, ca 3D. Ulterior periajului am aplicat o spălare abundentă cu apă care are rolul de a scoate ultimele particule de praf lăsate în fibre și în crăpăturile lemnului. De asemenea, am folosit peria de sârmă care încă o dată în plus a scos în evidență desenul lemnului. La sfârșit, după uscarea apei de pe suprafața lemnului, urmează lăcuirea sau uleierea. Eu am folosit ulei de in sicativat, care se usucă mai repede, dar care totuși penetrează lemnul și creează un fel de polimerizare în structura superficială a lemnului. Pentru că inițial, când am făcut masa, am omis să filmez partea asta, am revenit după ce am pregătit alte scândurele pentru un alt proiect. Practic, tehnica folosită a fost aceeași. De data asta nu am ars atât de puternic lemnul, pentru că vroiam doar să scot în evidență fibrajul. Scândurile astea sunt din lemn de brad. Și după, evident, periere și spălare, am trecut la uleierea lor cu mai multe straturi de ulei de in sicativat.
Așa arată finalul și dacă vă place, like, share and subscribe. Vă mulțumesc, prieteni!